Știți să cântați foarte bine. But I couldn't hear you all. Dar nu v-am auzit pe toți. Maybe we can turn on the song, the last song of the first song, doesn't matter. Să mai punem o dată cântarea prima sau ultima and care ne. I want to hear you scream to Jesus. Și vreau să vă auzi că strigați mai tare la Isus. Yeah, well, Jesus is so good. Că Isus este așa de bun. He's the best father. El e cel mai bun tată. He's my father. El este tatăl meu. He's your father. El este tatăl vostru. He is good. Și Domnul este bun. God is good. Yeah, let's sing loud. I don't know. Hai să cântăm mai, să cântăm mai tare, că nu v-am auzit. I'm going along there and I'm going to sing. Vreau să vă aud. Yeah. Mai în spate și vreau să vă aud. Sing as loud of your heart to Jesus. Cântați tare lui Iisus. Stand up for Jesus. Yeah, come on. Și Iisus, de acolo de sus din cerul, El ne aude. Și dacă noi cântăm lui Iisus, Tatăl, și Iisus, și Duhul Sfânt, ei dansează de bucurie în ceruri. Pentru că El iubește inima ta. El îți iubește inima. El e cel mai bun tată. Și Dumnezeu se bucură când noi cântăm lui Iisus. And you can sing. Și voi chiar puteți să cântați. Oh, you can dance. Și puteți să dansați. You know what the Bible said? Știi ce spune Biblia? You can be very rich, a big car. Că poți să fii bogat, să ai mașină, cine știe ce? You can have a beautiful later wife of a man. Că după aceea când ești mare, te poți căsători, să ai o soție, un soț. You can have a very big house, really like swimming pool like this big. Și poți să ai o casă cât de mare ar fi ea. But Jesus said, dar Iisus spune că nu este nimic fără dragostea Tatălui. El vrea să te îmbogățească în inima ta.
wants to make you rich in your heart. El vrea să-ți îmbogățească inima. You know, when you are rich, atunci când tu ești bogat, then you can forgive another. Când ești bogat în inimă, poți să ierți pe alții. Copii, ascultați. Care dintre voi vreți să fiți bogat? Să vedem mâna sus. Când stai de vorbă cu Iisus și poți să-L inviți în inima ta și tu ești cel mai bogat de pe pământul acesta. Pentru că Tata din ceruri, El este așa de bogat că prin cerul sunt străzi de aur. And I've been a few times in heaven by Jesus. Și am fost de câteva ori dus în cerul de Iisus. But never forget young people. Dar nu uitați. He loves you forever. Că El vă iubește veșnic. The Father loves you. Că Tatăl din cerul vă iubește. And He wants your heart. It's all about your heart. Și este vorba despre inima voastră. Because He gone on the cross for your heart. Pentru că Iisus a dus pe cruce pentru voi. He loves you so much. Și El vă iubește așa de mult. Yeah, He gone on the cross for you and me. Iisus a dus pe cruce pentru noi. Sometimes in our hearts, și câteodată în inimile noastre, are things that are not good. Who knows that? Și care dintre voi știți că nu totdeauna lucrurile sunt bune în inima noastră? Băieți, aici, fiți atenți. Ascultați aici. Nu toate lucrurile sunt bune în inima noastră. Dar Iisus vrea să scoată tot ce e rău afară din inima ta. Sometimes we lie. Sometimes we make mistakes, but He loves us and He gives us. Câteodată noi mințim, facem greșeli, dar El ne iartă. Hai copii, de acolo în spate, ridicați-vă. Accident, da, se întâmplă accidente. It can happen. Se poate întâmpla. God loves us. You know, I'm gonna show you something. Vreau ca să vă arăt, vrea să vă arate ceva. Fiți atenți puțin, da? Pay good attention. Fiți foarte atenți. Fiți atenți în față. Fiți atenți, vrea să vă arate ceva. God is good, man. Dumnezeu este bun. And sometimes I need some water for my throat. I need two people, a boy and a girl. Are nevoie de doi voluntari, o fată și un băiat. Hai tu fata și ai băiatul, care vrea? Pune-ți ochelarii. This is like symbolic, symbolic. E așa ca un simbol. Sometimes in our hearts. Câteodată în inimile noastre. Not everything is from Jesus. Nu toate lucrurile sunt de la Isus. In my heart, I was lying sometimes when I was little. Când eram mai mic și eu mai mințeam câteodată. But still God loves me. Dar tot Dumnezeu mă iubea. And sometimes we look with glasses. We cannot see good. Câteodată, ca cum avem ochelarii ăștia, noi nu vedem bine lucrurile. Yeah. The Bible said the spiritual eyes. Dumnezeu spune că noi avem niște ochi spirituali. In your heart, is in your heart. În inimile noastre. Yeah. And when we have some glasses, you know, in our hearts of lying or sometimes things are not good. Câteodată când noi mințim și facem lucruri care nu sunt bune. He is good. He does good. El e bine. Give applause for my eyes. Hai să aplaudăm pe amândoi. But Jesus get on the cross for the bad things of our heart. In my own heart were things not good. Dar Iisus a mers pe cruce ca să scoată răcurile rele afară din inima noastră. She's really like a very good one. Let's walk like. Umblă un pic așa. Așa. Give applause. Să aplaudăm. You like a big one. Și tu, așa mai jucheros, așa. Still young, you know, like rough guy. Ca unul solid, așa, fă-te că e solid. Let me see, here you are filming. Jaco, you come here, Jaco, we take Jaco in the 30th show. Vă luăm și pe Jaco să fie parte din teatru. Jaco, e doar așa un simbol. He's like Jesus, you know? Zice că Jaco, el este Iisus. Tu stai acolo. Jaco is a symbol of Jesus, you know? Iacob îl reprezintă pe Iisus. Sometimes the things in our heart.
Că toate sunt lucruri în inima noastră care ne opresc pe noi să fim bogați în Dumnezeu. Atunci când iei deoparte ochelarii și ne dăm viața lui Iisus, El ne iubește așa de mult. El a mers pe cruce și a dat sângele pentru noi. Am avut 21 de ani. Beam, foloseam droguri. And I want to kill myself for 20 years. I want to go away. Și am vrut ca să mă sinucid de cum 20 de ani. But Jesus appeared to me. Dar Iisus a venit la mine. And he was full of kindness. Și Iisus a fost plin de bunătate. Full of love. Plin de dragoste. And everything I longed for. Și tot ce-mi doream eu was in Jesus. Era în Iisus. And I met Jesus. Și l-am întâlnit pe Iisus. And 2 months after I came in the church, I saw După Jesus. Două luni am mers la biserică și acolo l-am întâlnit pe Iisus. And I saw Jesus again. Și l-am văzut pe Iisus din nou. Și Iisus este cel mai minunată persoană pe care o să-L întâlnești pe pământ. Și mi-a luat ochelarii deoparte și întoarce viț și merge spre Iisus. Când îți dai inima lui Iisus, luați-vă jos ochelarii. Sometimes we need to share our heart with Jesus. Many times, take my glasses. Eu mi-a dau deoparte ochelarii și pot să-L văd pe Iisus. Când îmi pui ochelarii, nu mai văd nimic. Give him an applause. Hai să aplaudăm. Yeah. If you give your heart to Jesus, când îți dai inima lui Iisus, you'll be the richest man of your own earth. Vei fi cea mai bogată pe pământul acesta. No money. Niciun ban. No big building. No house. Nu lucrurile mari care să le ai, case mari. No beautiful car, nothing. Nici o mașină frumoasă, nimic. Nu se poate compara cu dragostea lui Iisus. Și El ne iubește așa de mult. Tatăl te iubește așa de mult. Și El este așa de bun. Și îi place să aibă timp cu noi, să joace cu noi. Este fii și fiice ale Lui. I have 5% gypsy blood in me. Eu am 25% sânge de țigan. My grandpa, bunicul, was from Romania. Era din România. And he was from the gypsies. And I love it. Și era țigan. I love it. Because we are the people that are exciting. We can dance, we can scream for God. Și îmi place asta că noi ca și țigani zice, noi suntem bucuroși, noi cântăm, dansăm pentru Iisus. We can party for God. Și putem să avem o bucurie și petrecere pentru Dumnezeu. And I close it down. Și închid cu asta. Boys and girls, listen good. Băieți și fete, ascultați. Liniște, vă rog. Listen good, listen good. Ascultați. Listen good, everyone. Hey. Toți, ascultați. Atenție aici, băieți, lăsați pâinul la iarba, lasă-l. Whatever you go through in life. Prin orice vei trece prin viață. Jesus will always be with you. Iisus întotdeauna va fi cu tine. He's one prayer away for you, wherever you go in your life. Oriunde te duci, El de doar la rugă, trebuie să te rogi la El, să-L chem. One prayer away from you. El va fi cu tine. He was crying on the cross for you and me. Iisus a plâns pentru mine și pentru tine pe cruce. But he is your father. El este tatăl tău. I want to give everyone a big applause and applause for yourself and for Jesus. Hai să vă aplaudăm pe voi și pe Iisus. Bun, hai să mai cântăm o dată cântarea asta. Și după cântare avem ceva. Vreau să rămâneți fiecare pe locul vostru. O să vă dăm ceva cornuri, ceva suc să împreună. După care avem un timp cu adus.